Salut și bine v-am găsit la un nou experiment în FIFA 23. Le mulțumesc celor care s-au uitat la episodul trecut cu Premier League, care au dat like și care le-a plăcut ideea și au susținut cât de cât seria asta să meargă mai departe, cel puțin cum mi-am propus eu primele 5 campionate importante plus Superliga. Nu uitați să scrieți în comentarii cu ce campionat să fac episodul următor și bineînțeles că, după cum vedeți, astăzi am ales la Liga și e clar că o să aleg Real Madrid pentru că e echipa preferată și sper să ia campionatul încă o dată. E deja setat Carlo Ancelotti. Asta îmi place la FIFA, că știe ce-mi doresc. Știe că vreau să fac cu Real Madrid carieră și că vreau ca Real Madrid să ia Champions League-ul cu pași campionatul în acest sezon, 2023. Deși o să fie foarte greu, să sperăm că va reuși. De atât că am pus aici World Class, poate că poate că influența chestia asta, nu știu. Hai să vedem cu alte dacă influențează. O să-mi pară rău dacă... Vreau să verific aici grupele, dacă suntem în grupa corectă. Zic că o să-mi pară rău dacă am dat acum pe alte și când simulez o să pierd absolut toate meciurile. Deși o să simulez, nu văd de ce ar trebui să de dificultatea dacă tu nu joci meciurile, nu știu. Hai să vedem echipa dacă îmi place ce văd sau nu. Vini, Benzema, Rodrigo, Cross, Modric, Ciuamenii bă, pentru că e FIFA, v-am zis, o să pun ratingurile, deși Rodrigo e mai bun și pe FIFA și în viața reală. N-am ce să fac. Mă rog, hai să joc așa, avem cele mai mari ratinguri teoretic. Asta e echipa. Să sperăm că o să facă față. Mergem direct la Office, calendarul și simulez tot. Îmi e frică în Champions League, deci chiar sper să avem noroc acolo. Hai să vedem. Cum începem? Amicale ăștia sunt relevante. Sper doar să nu se rupă jucătorii în ele. Și sper să nu se suprapună meciurile naționalelor cu meciurile noastre, că nu prea avem rezerve, teoretic. Da. Primul meci din această simulare magnifică. 4-2 cu Aston Villa. Superb. 3-3 cu Leicester. Nu-mi place. Liverpool ne-a bătut, dar poate am băgat cealaltă echipă, nu știu. Și vine Super cu asta, trebuie să o câștigăm, nu se poate. Vă rog frumos, puneți-mi echipa bună. Bun, 2-1, corect. Primul meci în campionat, 3-2. Victorie grea. Selta Vigo, echipă bună. victorie, nu știu ce am zis, egal, sau vreau să zic. Până cu e bine, luna asta nu suntem înfrânți. Luna perfectă, prima luna august a fost perfectă, numai victorii. Și vine și Champions League-ul. Ok, nu vă grăbiți. Meci greu ăla, accept să fie egal. 2-0 în Champions League, poate am odihnit din jucător, nu se știe, nu pot să văd. 3-0, 2-1, hai să vedem, 1-0, încă suntem neînvinși, Celtic, 1-0, am făcut un egal, dar nu contează asta, trebuie să fim pe primul loc, 3-1 în campionat în continuare, avem pauză bună pentru Champions League și pentru campionat, sper să nu se ducă șarne sunt pauza asta, 2-1 cu Villarreal, Shakhtyor, 3-0 până acum e perfect totul. Și am dat pe ultimate, adică ați văzut 3-1, chiar n-am vrut ce să influențeze. 4-1. Bine, nici am avut meciuri tare, am avut mai cu echipe slabe. 2-0 și în Champions League 3-2, în continuare ne învinși. 3-0, vine meciul cu Barca. ok. Hai să vedem aici dacă pierdem sau dacă câștigăm. 2-2. Mm. Să zicem. Și în Champions League pierdem, cred că ultimul meci. 1-0 în campionat. Bă, nu asta grea. 3 victorii, un egal, o înfrângere. A fost penultimul meci, aparent. 3-2, bă, ce se întâmplă? S-a stricat echipa? 2-1. Măcar am câștigat în Champions League. Dar pierdem în campionat puncte. 2-1. Mă, ce fac? Ce se întâmplă cu echipa? 1-0 în campionat în sfârșit, dar am pierdut meciul. Dacă pierdem și cu atletii, sigur mai stăm în primul loc. Încerc și o să estimez. Nu știu ce exact ce fac celelalte echipe, dar... A, și nu cred că o să văd că se schimbă, da. Să sperăm că am bătut. A, începe returul. 2-0, vine și Supercupa, uitați-vă încă ăștia au Supercupa iarnat 4-3 și câștigăm la penaltiuri sau De ce e Pu ăla acolo? Nu știu, dar win Și 2-1 în campionat Ne bate Barça în Super Supercupa, cred că în finală Ok, bro Prima cupă deja e pierdută În rest am câștigat tot în campionat E bine, e o revenire Am pierdut și în cupa la penaltiuri Ok, n-am mai luat nici cupa Campionat și Champions League Acum, egal în campionat cu Giron încă un egal cu Espaniol. Trebuie să câștigăm meciul ăsta. Câștigăm. Și Juventus, te rog, nu spune că este un 1-0 în tur. Am emoții că era trecut în retur. S-a pierdut calificarea cu Liverpool. Avem meciuri ușoare în campionat, deci am putea să avem o echipă bună în Champions League, să ne ridicăm și moralul până la retur, deși am câștigat în tur. Care a fost în deplasare și acum acasă batem 2-1, deci 3-1 la general. Mergem mai departe în sferturi. Câștigăm și campionat în o lună perfectă, Real și revine. Sper să nu avem accidentați, pentru că dacă se pierde Benzema o să fie greu. Și vine PSG-ul, ok. 0-0 în tur, mi-e frică de retur, sincer. 4-3, mereu pierd cu ăștia la limită. Și etapa trecut, și episodul trecut și acum. Pierde merg cu Sevilla, bă, nu știu acolo în campionatul. A, ah, by the way, dacă nu sunt în obiective, acum nu am decât obiectiv campionatul și nu sunt acolo primele locuri, pot fi dat afară, deci poate fi un fel care era exact ce spuneam. Exact ce spuneam. No, God! No, God, please, no! No! Mare rost. Mai Mare rostic ceva. Eram pe primul loc și m-au dat afară. Eram pe primul loc și m-au dat afară. N-ar să mai filmez încă o dată pentru că practic nu e exact ce mi-am propus. Vreau să fie o singură simulare să văd exact ce se întâmplă. Așa cum simulez aici la nu știu la cine sunt. La Valladolid. Pentru că vreau să văd cum se termină sezonul pentru Real Madrid. Chiar dacă practic nu-i mai antrenez eu oricum nu-i antrenam eu. Vreau doar să văd ce se întâmplă. Deci mai aveam 3 meciuri și m-au dat afară. Mi se pare incredibil. Deci mi se pare incredibil că m-au dat afar pentru trei meciuri. Ce așa greu. Uite, câștigă și ăștia de când am venit la ei, lape au pierdut și acum, egal. Perfect. Și parcă că fără mine au pierdut campionatul Real Madrid. Hai să vedem. Mai erau trei meciuri și aveau patru puncte avans. Și au câștigat tot. Deci nu știu cum să zic. Realia campionatul Chiar dacă am fost asta cu data afară E irrelevant pentru că v-am zis Scopul era simularea FIFA-ului FIFA oricum a simulat și restul meciurilor Deci Realia campionatul La diferență de 7 puncte Interesant 83 de puncte are Sevilla Pe 2 Barcelona prinde ultimul loc Dar oricum era clar că ea pentru că locul următor Avea 69 de puncte N-a fost un campionat atât de greu uh, sunt bucuros că, în continuare, echipele pe care am făcut eu au luat campionatul și care am vrut eu să ia campionatul. Sper să fie așa și în realitate, deși mai greu la Liverpool la cum au început și în continuare este o situație foarte proastă. Nu știu dacă mai au vreo șansă la campionat, dar mai sunt multe meciuri de jucat. Real Madrid se ține bine în realitate și văd că și FIFA spune că o să câștige la scor. Bine, perfect. Uh, hai să vedem celelalte competiții. Sunt curios cine a luat Champions League în această simulare. În cupa a luat Barcelona la penaltiuri. Ok. Noi am luat Super Cupa, bun. Champions League, PSG, n aș vrea să se întâmple asta. A bătut Barcelona după ce ne-a bătut pe noi. 4-3, mereu psg mă bate la noroc. Ok. Să zicem. Inter n-a trecut de grupa Barsei realitatea e posibil să treacă o șanse foarte mare. Nis câștigă interesant. Oare a fi jucarea ale și Nu cred că pot să văd. Dar West am o ajunge în finală și aici. Bun. N-am mai picat acum cu Underlect, Nici măcar nu știu dacă a trecut aici doar așteptați meciurile. Vreau să văd grupa FCSB-ului. Ultimul loc. Wow. Dar aproape se calificaseră. A trecut Silkeborg data asta. Bun. Și CFR-ul? Iau uite -i, mă! Păi și după aia ce au făcut? Că înseamnă că au jucat aici. Au trecut de Köln, ok. Și în sferturi? I-a bătut Dinamo Kiev după ce au avut 3-2 în tur. La Dinamo Kiev, mă rog, clar nu s-a jucat în Ucraina, dar înțelegeți voi. Și pierde acasă 3-0. După ce 3-2 mai ales ca, ca să te pe egaluri. Interesant, dar au ajuns în sferturi, aș vrea să văd asta în realitate, pentru că au șanse mari să grupa acum, deci se poate. Bun, surprinzător. Ce să zic? Bine sau nu? Nu prea-mi place că am fost dat afară, dar v-am zis, nu ăsta e scopul meu. Simularea e completă. Nu prea-ți mulțumim de rezultate, dar măcar s-a luat un campionat. Aș vrea, în realitate, v-am zis, să ia și cupa și campionatul și Champions League, dar e foarte greu. Asta a fost episodul, like dacă v-a plăcut, nu uitați de comentarii cu ce campionat să fac episodul viitor. Mai avem doar 4 campionate dacă punem Superliga. Până data viitoare aveți grijă de voi, eu am fost saluc, vă salut cu respect, la revedere!